Salut, sunt Adriana și în episodul acesta vom vorbi despre diferitele orientări sexuale pe care oamenii le pot avea. Orientarea sexuală însumează preferințele emoționale, sentimentale și sexuale față de alți oameni. Probabil că v-ați prins până acum că un băiat poate plăcea o fată sau un băiat și că o fată poate plăcea un băiat sau o fată. Dacă nu v-ați prins, vă spun eu că așa stau lucrurile. Este absolut normal, la fel cum este normal să nu fiți hotărâți când vine vorba despre lucrurile astea. Haideți să vedem orientările sexuale care există. Heterosexuale sunt persoanele care sunt atrase de sexul opus. Femeile care se simt atrase de bărbați sunt heterosexuale, iar bărbații care se simt atrași de femei sunt heterosexuali. Fiindcă heterosexualii sunt cei mai numeroși, ei sunt și cei mai vizibili. De asta ni se întâmplă să credem că există numai heterosexual pe pământ și să presupunem că fiecare persoană pe care o întâlnim este heterosexuală. Asta îi poate afecta pe cei cu o altă orientare sexuală, cărora le este mai greu să vorbească despre sexualitatea lor. Să zicem că întrebi o fată dacă are prieteni. Ce faci de fapt? Presupui că, fiind fată, îi plac în mod exclusiv băieții și nu îi dai posibilitatea să îți spună dacă îi place de o fată. Chestia asta se poate evita ușor, punând întrebări neutre de genul: tu ești într-o relație acum? Sau ție îți place de cineva acum? Lesbiană este o femeie care se simte atrasă și vrea să formeze un cuplu cu o altă femeie. O lesbiană nu încetează să fie lesbiană atunci când spune că îi se pare că Justin Timberlake este drăguț sau când îi place de un băiat. Pe de altă parte, multe dintre femeile care au relații cu femei nu se gândesc la ele însele ca fiind lesbiene. Gay sau homosexual este un bărbat care se simte atras și vrea să formeze un cuplu cu un alt bărbat. La fel, nici ei nu sunt obligați să se declare a nu mai fi homosexual în momentul în care se simt atras de o femeie. Mulți bărbați care au relații cu bărbați nu gândesc despre ei înșiși că sunt homosexuali. Bisexuali sunt femeile și bărbații cărora le place și se simt atrași atât de femei cât și de bărbați. Ei nu sunt nehotărâți în ceea ce privește orientarea lor sexuală, ci pur și simplu cred că și bărbații și femeile sunt atrăgători. Asexuali sunt bărbați și femei care nu sunt atrași sexual de nimeni. Ei pot forma relații emoționale cu alte persoane, dar pe criterii care nu au nicio legătură cu atracția sexuală. Pot forma cupluri cu alte persoane, dar sexul va fi o activitate care nu îi interesează deloc sau interesează foarte puțin. Asexualii nu spun că sexul ar fi ceva rău în sine, ci numai că este un lucru care pe ei nu îi interesează de cele mai multe ori. Termenul queer este puțin complicat. Pentru moment, ce trebuie să rețineți este că el este folosit pentru a desemna toate tipurile de orientări sexuale, exceptând-o pe cea heterosexuală. Lesbiană, homosexuală, bisexuală, pansexuală, asexuală și altele despre care vom mai vorbi cu o altă ocazie. E ok dacă așa de multe denumiri vă fac să fiți puțin confuzi. Ele au apărut pentru că pentru unii oameni este important să aibă la îndemână un cuvânt care să le denumească orientarea sexuală. Pentru alții nu-i deloc important. Despre etichete și importanța etichetelor vom mai vorbi într-un alt episod. Până atunci, aveți grijă de voi!